La începutul lunii august, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Giurgiu anunța faptul că angajează 48 de subofițeri de această dată cu recrutare din surse externe. Sunt disponibile 48 de posturi în Giurgiu, Mihăile și Bolintin Deal, cele mai multe fiind de subofițeri operativi principali și șoferi. Pentru ocuparea locurilor vacante s-au înscris peste 330 de candidați. După testarea psihologică, în lupta acerbă au rămas doar 237 de candidați. Cel mai mare număr de respinși a fost înregistrată în rândul celor ce visau la un post în subunitatea de la Giurgiu, unde, din cei 160 de candidați înscriși, au rămas acum doar 112. Numărul candidaților care vor intra propriu-zis în concurs nu este stabilit definitiv. Acesta poate fi micșorat odată cu depunerea fișei medicale. Concursul începe în data de 21 august cu desfășurarea probelor fizice în municipiul Giurgiu, pe în parcul Steaua Dunării. Concursul va continua în data de 24 cu proba scrisă și în perioada 26-27 august cu susținerea interviului pe subiecte profesionale. Candidații au termen până pe 19 august la ora 15 să depună fișa medicală. Probele sportive vor consta într-o probă de abdomene și una de alergare de rezistență, respectiv 1000 de metri la bărbați și 800 de metri la femei.